Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, așa cum vă anunțam înainte de pauza publicitară. Am schimbat invitații, reprezintă însă tot Liceul Tehnic, vorbim tot despre proiectul care mie îmi place foarte tare, însă cu alți invitații. Este vorba despre doamna Aura Oprea, profesor însoțitor în cadrul proiectului și în cadrul vizitei în Madeira. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara și mulțumim pentru invitație! Cu mare drag! De asemenea, alături de noi este și Mihai Adrian Stoinoiu, elev al Liceului Tehnic, unul dintre cei 7 norocoși. Bună seara și bine ai venit! Bună seara! Aș vrea să, cu voia lui Mihai, aș vrea să încep discuția cu dumneavoastră și aș vrea să-mi povestiți un pic cum s-au descurcat, pentru că detalii tehnice mi-a oferit domnul profesor Harabagiu, însă aș vrea să ne povestiți cum s-au descurcat elevii, pentru că știu că într-adevăr, la sfârșit poate vi s-a explicat cumva că ați mai avea ceva și de învățat și absolut normal, însă înțeleg că ați primit și foarte multe laude la adresa elevilor. Așa este. Am primit laude și nu numai de la patronul restaurantelor, celor de restaurante, ci și de la angajații lui, cei care i-au ajutat pe toată perioada stagiului. Momentul în care a început feedback-ul pe care ni l-a făcut în ultima seară, domnul a spus, puteți fi mândră. Și am fost mândră, pentru că, deși am văzut, supravegheat fiecare zi ceea ce se întâmpla și ce făceau, într-adevăr mi-a confirmat că s-au descurcat bine, că au învățat destul de multe lucruri, că s-au pliat cumva și pe acele condiții, chit că nu le cunoșteau, nimeni nu le cunoștea nici eu, nici ei, și totuși au respectat regulile, au fost atenți, au fost comunicativi, au reușit să se descurce foarte bine. Spunea în prima parte a emisiunii noastre domnul profesor Harabagiu că cele 3 restaurante în care copiii au făcut practică erau cu specific diferit. Povesteau între ei când se revedeau seara, unii ce au făcut, ceilalți ce au avut de făcut? Da. Unul dintre restaurante, cel care ne-a atras atenția destul de mult, se numea Chris Flambe. Un concept nou pe care nu l-am văzut în România, nici pe litoral, nici la munte, nici în altă parte. Flambe însemna că, de fapt, mâncarea, produsele alimentare preparate, atunci, pe loc, în fața clienților, se întâmpla treaba asta. La feedback am avut și noi onoarea să ni se gătească un meniu întreg, cap-coadă, în față, pe loc, lucru care este spectaculos. Ei l-au văzut în fiecare seară. Au fost împărțiți în grupe de la început, din prima săptămână. Fiecare dintre ei a trecut prin fiecare restaurant și au văzut și au învățat tot ce se întâmplă acolo. Bine, ei s-au axat mai mult pe partea de servire, de comunicare cu colegii, cu clienții, de respectarea regulilor, de și de miza în plas și de debarasare și de efectuare corectă a preparatelor sau băuturilor care se serveau în prima parte a zilei sau în ultima parte, de folosire corectă a echipamentelor și utilajelor specifice fiecăruia dintre restaurante. Într-adevăr, la Flambe a fost atracția cea mai mare. În rest, restaurantul de pe terasă, de pe faleza de lângă ocean, era diferit ca și amplasare, ca și atmosferă, mai ales seara, era la fel de atractiv pentru ei și pentru turiști la fel. La un moment dat și chiar în momentul în care au revenit elevii și am stat de vorbă cu ei, îmi spunea că au avut un program ușor atipic față de ceea ce știau ei că se întâmplă în nordul Portugaliei. Cum s-a desfășurat programul acesta al lor? În două părți din zi. Dimineața îi solicita undeva începând cu ora 11, ceea ce pentru ei era destul de bine, pentru că erau odihniți, se odihneau până la ce oră doreau, reușeau să își servească micul dejun, să se plimbe puțin, eventual, și mergeau acolo destul de atrași de tot ce se întâmpla și de peisaj, până
la ora 3. La ora 3 veneau înapoi acasă, prânzul, se odihneau și de la ora 7 începeau a doua parte până la ora 10. Ceea ce a fost într-adevăr profesionist a fost respectarea programului. Li s-au expus din prima zi regulile de conduită ale personalului care lucrează în toate restaurantele. Asta însemna punctualitatea, țineau foarte mult la punctualitate, țineau la comunicare, să comunice foarte mult, să asculte foarte mult, să se implice și singur, nu numai să li se traseze anumite sarcini, ci să știe sarcinile la început și să le ducă la bun sfârșit, fără să aștepte tot timpul indicații și recomande. Felicitați inclusiv pentru ținuta pe care au adoptat-o și pentru faptul că își pregăteau de seara hainele cu care să se îmbrace a doua zi la restaurant. Da. Știm cu toții, din păcate, mai avem multe de învățat la acest capitol, noi românii. Și o spun eu, nu vă las pe dumneavoastră să o spuneți. Nu în toate cazurile, dar sunt cazuri în care elevii sunt acceptați la practică, dar sunt ținuți undeva în margine, nu pune mâna, nu te atinge și așa mai departe. Am rămas impresionată de felul în care un bărbat, nu știu cine era în filmulețul pe care l-am văzut și l-am întrebat și pe domnul profesor, cu foarte multă atenție, cu foarte multă răbdare, explica elevilor ce au de făcut. Cât de important e acest aspect pentru ei, pentru dezvoltarea lor, pentru ceea ce au ei de făcut de acum încolo? Probabil cel mai important, mai ales la un loc de muncă. Este important ca ei să știe de la început ce li se cere, ce trebuie să facă, de ce trebuie să facă, în cât timp, cu cine. La toate întrebările astea trebuie să aibă răspunsurile. Toate astea li s-a spus în prima zi. Da, într-adevăr, le-a acordat foarte multă atenție, le-a explicat tot, n-a rămas nimic nespus atunci. Noi am fost foarte încântați pentru că, într-adevăr, una dintre reguli, cel puțin, era aceea de renunțare la telefoane. Renunțarea la telefoane cu care ne confruntăm zi de zi, fie că suntem la școală, fie că suntem la practică. Aveam chiar și acasă. Și vă acasă spun eu, și am remarcat un aspect la ei, chiar și pe stradă, merg cu telefonul în mână pe stradă, deci uitându-se la telefon. Lucru extrem de periculos. Noi le spunem destul de des, zilnic, dar se pare că renunță foarte greu. Atunci, dar acolo? Atunci n-au mai avut nicio cale de întoarcere, ci a trebuit să renunțe la telefon. Lucru deosebit. Au renunțat, n-au avut ce să facă. Știu că așa cum vi s-a spus că puteți fi mândră, sunteți într-adevăr mândră de toți cei 7 pe care i-ați însoțit, însă cuvinte speciale ați primit cu privire la un anumit elev. Da, la Mihai. La Mihai, pentru că nu, toți au fost deosebiți, într-adevăr. El a fost, în schimb, un pic mai curajos. De fapt, asta le lipsea celorlalți. Erau foarte emotive, fetele foarte emotive. El a fost un pic mai curajos și a reușit să comunice puțin mai mult. Pentru că, de fapt, asta le lipsește. Nu le lipsește în sensul că ei nu sunt pregătiți. Ei știu limba engleză și vorbesc și între ei destul de bine. Dar puși în fața faptului împlinit, în fața unor oameni străini care le cer sau le indică sau, mă rog, trebuie să răspundă atunci pe loc, este foarte dificil. Haideți să recunoaștem, suntem noi adulții care am folosit, slavă Domnului, limba engleză și la examene și în conversații și așa mai departe. Și când ești luat un pic mai tare, tot te pierzi. N-au cum, sunt niște copii de 16-17 ani. Da, asta spunea și patronul. Puși în situația asta, totuși s-au descurcat destul de bine, foarte bine. El a avut curaj mai mult și l-am felicitat pentru asta și se vede că i-a plăcut și lui, probabil că într-adevăr s-a identificat cu situația în care a fost pus. Chiar îi place domeniul, i-a plăcut ce a făcut și s-a văzut. Mihai, înainte de a te întreba cum a fost și ce a însemnat pentru tine Madeira, vreau să le spui telespectatorilor noștri povestea, pentru că e o poveste în spatele prezenței tale aici. Cum ai ajuns tu la Colegiul Tehnic? Pentru că la Colegiul Tehnic ai ajuns și ulterior ai ajuns să fii elevul Liceului Tehnic. Păi am ajuns aici, am primit multe sfaturi să ajung la liceul acesta.
Este un liceu foarte extraordinar, profesori minunați, colegi foarte minunați. Ai știut de proiect, da? Da, am știut de proiect, am fost anunțat și am dorit să particip în acest proiect. Înțeleg că acest liceu este cumva o poveste de familie la voi în casă, da? Da, este. Și tatăl meu a fost tot la acest liceu. Și n-aveai cum să nu alegi, mai ales când sfaturile au venit din partea părinților. Ai avut vreo secundă temerea că nu vei fi selectat să faci parte dintre cei 7 norocoși? Da, am avut. Ce te făcea să fii un pic nesigur? Păi au fost testele pe care le-am dat, dar până la urmă am reușit. A fost greu. Știu că una dintre regulile care nu pot fi încălcate nicicum este cea a absențelor. A fost greu să o respecti pe aceasta? Nu chiar. Bine, a fost puțin greu, dar m-am străduit să nu fac absențe. Și în continuare va trebui să o respecti. Da, și în continuare. V-am urmărit și știi bine că vă urmăresc și vin și stau de vorbă cu voi ori de câte ori am ocazia. Crezi că te-a schimbat experiența asta? Da, cred că m-a schimbat foarte mult. Și te-am mai întrebat, mâine vine un potențial angajator și îți propune un loc de muncă de genul celui la care ai fost în practică. Ai accepta? Da, aș accepta cu mare drag. Te-ai descurca? Da, cred că m-aș descurca. Curajos în continuare și mă bucur tare mult pentru acest lucru. Spune-mi efectiv ce ai făcut tu în cadrul celor 3 săptămâni de practică. Păi am început cu lucrurile de bază ale restaurantului, servirea, strângerea meselor, a farfuriilor, servirea față de clienți și multe alte lucruri. Nu ți-a fost teamă la un moment dat că va tremura farfuria în mână, că nu vei ști să răspunzi la o întrebare și așa mai departe? Da, am avut, dar m-am ambiționat și a fost ok. Înțeleg că tu le-ai dat curaj și celorlalți colegi. Da. Ce le spuneai? Le-am dat sfaturi, i-am încurajat și s-au descurcat și ei foarte, foarte bine. Cum a fost în momentul în care te-ai dus acasă la părinții tăi și le-ai spus că ai fost selectat pentru a face parte din echipă? Ei au fost foarte bucuroși pentru mine și au spus că mă voi descurca de minune acolo. Și uite că te-ai descurcat într-adevăr de minune. Cum a fost la revenirea acasă? Cât de greu a fost să te obișnuiești din nou cu regulile de acasă de această dată? A fost foarte ușor. Bine, eram și le știam și pe cele de acasă, dar m-am acomodat foarte ușor. De fiecare dată când am ocazia să stau de vorbă cu elevii liceului tehnic, îi întreb dacă sunt de acord cu ideea mea. Este adevărat ce spun eu de fiecare dată că proiectul ăsta schimbă destine? Da, este foarte adevărat. Știi dintre absolvenții, elevi care au făcut parte din proiect și au reușit să aibă o viziune cu totul și cu totul alta decât o aveau înainte asupra vieții? Da, știu câțiva elevi, îi cunosc. Am înțeles că după ce v-ați întors din proiect, voi cei 7 erați așa niște roboței, toți pe teren, toți în fața școlii, toți în clasă, toți... V-a legat povestea asta? Da, ne-a legat foarte mult. Ne-am împrietenit mai bine, ne-am cunoscut mai bine și acum suntem niște prieteni adevărați. Și ne despărțiți. Da. Da, lucrul ăsta l-am observat și eu. Bine, mai sunt și zilele în care au toți tricourile la fel și n-ai cum să nu-i observi. Sunt schimbați, asta o pot spune eu. Există riscul ca între timp, eu știu, până la vacanță, ca în anul următor, să mai piardă așa din ambiția pe care au avut-o la început pentru a se califica în cadrul proiectului? Există, tot timpul există. Dar nu constituie o piedică, pentru că de obicei, de regulă, faptul că vor pleca îi motivează atât de mult încât reușesc să atingă performanța zero absențe, reușesc să obțină note foarte bune și rezultate
deosebite cam la toate materiile, ei încearcă să țină pasul cu toate materiile, special cu cele de specialitate, pentru că noi încercăm să respectăm competențele și unitățile de învățare pe care ei trebuie să le acumuleze și atunci, ținând cont de faptul că materia este destul de încărcată, este complicat și pentru ei. Dar, într-un fel, cumva reușesc motivați destul de mult de viitoarea plecare. Și am mai observat ceva la ei. Odată ce s-au învățat să învețe și odată ce s-au învățat să respecte niște norme, continuă și în clasa 11-a și în clasa 12-a și iată ajung la examenul de bacalaureat, mulți dintre ei să-l și promoveze cu brio și așa oferim pieții muncii, de ce să nu spunem, oameni pregătiți, calificați. Oameni pregătiți, oameni motivați. Oameni care pot compara, care au văzut cum se pune problema de către angajator, cu ce se cere pe piața muncii și au de gând să facă față cu succes la ce așteaptă, pentru că au înțeles în Portugalia că nu este ușor. Nu îi așteaptă chiar așa lucruri deosebit de ușoare. Este frumos, dar nu este ușor și iată, până acum nu știu din câte fluxuri de elevi au plecat, eu n-am auzit de unul dintre elevi să nu fi reușit nici de cum să se descurce. Toți au reușit să se descurce și să vă facă mândri pentru că vă sunt elevi. Da, într-adevăr, de fiecare dată am simțit lucrul ăsta și am avut și feedback bun pentru toți elevii, n-am avut niciun caz deosebit, de nedescurcat în niciun caz. Până una alta pe 6 aprilie, înțeleg că va pleca următorul flux, da. Pe 28 aprilie al treilea flux și iată și lista, ultimul, lista continuă. Vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut. Așa cum am spus-o de foarte multe ori, sunteți un model de bune practici în această privință și nu numai. Mihai, felicitări și sper, pentru că ai văzut, periodic ajung acolo la școală. Sunt copii care mi se lipesc de suflet și mă duc și mai arunc un ochi, eu știu, într-un caiet sau mai stau de vorbă cu un domn profesor. N-ai voie să dezamăgești acum, da? Da. O iau ca pe o promisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Și noi mulțumim. Cu mare drag, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Toate cele bune, seară minunată. Vă doresc, la revedere!